Stimularea și recunoașterea muncii angajaților poate aduce și mai multe rezultate. De această părere sunt reprezentanții Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu din Deva, care au hotărât să recompenseze bibliotecile care, în anul 2011, au obținut cele mai bune rezultate. Mai exact, cele care au atras cei mai mulți cititori și au organizat cele mai multe activități culturale. Selecția nu a fost deloc ușoară, având în vedere că în județ există 66 de biblioteci, însă criteriile au fost stricte. Criteriile au fost stabilite încă de anul trecut, calitatea muncii de bibliotecar, capacitatea de organizare și grijă față de bibliotecă, capacitatea bibliotecarului de a atrage cât mai mulți utilizatori, spiritul de inițiativă în organizarea unor activități culturale cât mai diverse, o gamă diversificată de servicii noi, amenajarea spațiului. Cea mai bună bibliotecă municipală a fost desemnată cea din Petroșani, iar titlul de cea mai bună bibliotecă orășenească a revenit instituției din Hațeg. În același timp, Comuna Zama a câștigat titlul de cea mai bună bibliotecă de comună. Reprezentanții acestor instituții ne-au dezvăluit și modul în care au reușit să obțină aceste titluri. Noi aplicăm un management diversificat, atragem cititorii prin acțiunile multiple pe care le avem în decursul anului. Ne ajută foarte mult și acest centru de internet pe care îl avem, Biblionetul, și astfel înscrierile sunt foarte, foarte multe, cel puțin pentru 2011 și 2012 au crescut în procentaj mare. Prin muncă, program bine stabilit, program normal de servici, cum se atragem? Prin acțiunile culturale, prin carte nouă, variată, am cumpărat foarte multe cărți, am achiziționat. Pot să spun că a fost un efort cumulat între primărie și noi biblioteca. Am procedat la amenajarea spațiului într-un timp record, cu minimul de investiție, și după aceea am continuat cu deschiderea Biblionetului și spectaculos de mulți cititori. Au crescut numărul cititorilor prin această deschidere. Toți câștigătorii au primit diplome și trofee. Acesta este al doilea an consecutiv în care Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu recompensează unitățile aflate în subordinea sa și a promis că va repeta evenimentul în fiecare an, având în vedere că acest lucru antrenează bibliotecile publice în activități tot mai interesante și le stimulează să organizeze evenimente culturale menite să valorifice potențialul inestimabil pe care îl au bibliotecile.